Așteptăm să conecteze mai mulți. Să vă spun cu ce s-a terminat epopeia cazului meu de astăzi. De dragă dimineață. Bună ziua, stimați prieteni. Nu știu dacă ați urmărit dimineață. Am avut așa un caz interesant. Un domn s-a parcat la mine în poartă și n-a lăsat măcar un metru ca să pot eu să intru în ogradă. Eu am solicitat intervenția poliției și ei au venit la fața locului ca să documenteze acest caz. Mă bucur că poliția a fost receptivă și în decurs de 10 minute a venit chiar la fața locului și am dat totuși de această persoană care nu are pic de obraz, nu are rușine și nu are omenie în el, pentru că a parcat chiar la mine în poartă. Eu, iarna anului acesta, am fost plecat în România pe o perioadă de o săptămână și insul ăsta cu mașina la fel a parcat la mine în poartă și a lăsat o săptămână. Eu când m-am dus, el era parcat. Când am venit de asemenea, l-am găsit cu mașina parcată la mine în poartă. Și n-am mai vrut să solicit intervenția unui echipaj de poliție ca să vină să-l documenteze, pentru că nu se știa parca. Pentru că am vrut să fiu bărbat și am vrut să am omenie și am omenie în continuare, dar acum dimineață, când am venit iarăși la serviciu obosit acasă, că am lucrat toată noaptea, am depistat că acest domn iarăși s-a parcat la mine în poartă și a lăsat așa, habar de grijă. Și n-a lăsat, băi, omenie, lasă un metru măcar ca să pot intra în ogradă, în curtea mea. Nici nu pot să intru în ogradă, nici de partea stângă, nici de partea dreaptă, de la mine de acolo, din curte. Și a venit poliția. A venit poliția, l-am găsit noi, a ieșit el din casă. Și a început să vină cu amenințări, că tu, că nu știu și, că nu ai dreptate, că n-am parcat-o, că nu știu și. Dar poliția a venit și a documentat. Am avut noroc că nu a luat mașina măcar de acolo, ca pe urmă să spui poliției că el nu a parcat-o și că eu vin cu amăgiri în adresa lui, ceea ce nu este corect. Eu mă bucur până la urmă că s-a terminat acest caz și că poliția a luat atitudine și că i-a pus o amendă de 1000 de lei, dar până la urmă se vede că persoana nu are omenie totuși până la urmă și el, după ce deja s-a documentat cazul, după ce poliția a plecat, el, o să-mi scot masca ca să fiu auzit mai bine. După ce a plecat poliția, el a hotărât că e bine să vină cu niște amenințări în adresa mea și în continuare începe să zic că dar noi trăim aici și tu știi și eu să-ți fac probleme și nu știu și chestii de astea. Zic că ok, zic dacă dumneavoastră s-o cotiți că așa e mai bine decât să pur și simplu să ne strângem mâna ca doi bărbați adevărați, zic ok. Dar până la urmă s-a dovedit că persoana nu are omenie, persoana nu are respect față de alți oameni. Eu pus o amendă, s-o achete. Și dacă Radu a sunat poliția, și dacă a venit poliția, el poate și mai departe o să parcheze când eu o să fiu la serviciu și nu o să pot să văd lucrul ăsta. Mie îmi pare foarte rău că la noi în țară sunt mulți conducători de autoturisme, de automobile, care pur și simplu nu știu să parcheze.
Nu că, și pe lângă asta, că nu știu să parcheze, ei nu mai au nici respect și nici demnitate în ei, pentru că un bărbat adevărat ar trebui, în primul rând, să aibă demnitate și respect în el. Și acest domn se vede că nu l-are. De asta am chemat și poliția ca să documentez acest caz. Și cam asta a fost, să vă spun. Eu mă duc la birou să continuăm activitatea noastră zilnică. Mersi că ați fost alături de mine, peste 400 de oameni în live. Și scrieți în comentarii sau trimiteți un mesaj care mai cunoașteți cazuri de acest gen. Sperăm că, urmărind acest live, oamenii care sunt irresponsabili, care nu au demnitate în ei, care nu au onoare, să devină mai responsabili. Doamne ajută, de aici la Chișinău, dreptate pentru Moldova și dreptate pentru cetățenii acestei țări, pentru că asta ne dorim. Dacă și voi cunoașteți cazul de acest gen, vă rog să nu ezitați să-mi trimiteți în comentarii sau să-mi scrieți în privat și să formăm o echipă care o să pună la respect cei care nu au respect și nu au onoare în ei. Doamne ajută! O zi frumoasă tuturor!